derogarea ordonanței de urgență 226 care a înghețat salariile în sistemul bugetar, pentru continuarea acordării trichitorilor de vacanță, pentru majorarea salariilor colegilor care au cele mai mici venituri din sistemul sanitar, pentru faptul că nu suntem lăsați să ne facem treaba și nu e normal ca într-un an de criză sanitară sistemul sanitar să fie afectat și să fie sancționat de un guvern care habar nu are despre ce este vorba. Sporurile din sistemul sanitar se acordă pentru condiții de muncă, nu se acordă sporuri de calculator sau că avem antene pe spitale. Sporurile în sănătate sunt reglementate prin lege, prin hotărârea de guvern 153. Celelalte sporuri din celelalte sisteme, ce pot să spun? Fiecare cum și-a gestionat... Am avut o întâlnire în care a spus că va susține majorarea salarială a personalului din sănătate, dar se dovedește că nu este adevărat. Păi astăzi este undeva și la aproape 6%, dar este umflat de banii care s-au alocat pe perioada pandemiei. Probabil o să fie tot în zona asta, cel puțin anul ăsta. Sunt din rău mai rău. Romeo Sandu, vicepreședinte Federația Sanitară.